intenția noastră aici este să facem cu aparate chioriți de la Ronsilva. Ei au aparate cu care stropesc pădurile când au atacuri. Să faci la sol, pentru că, din păcate, au mai fost ploi. Mai fost și trebuie să... Nu poți peste tot, că mor albinele, trebuie să fim atenți. Da, 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 da. Și atunci trebuie avertizare pentru cei care au albine în perioada asta. Eu am rugat pe domnul prefect cu ISU să facă o instruire, să anunțe oamenii din zonă și să delimiteze foarte clar perimetrele, să-i anunțe. Sfântânii, zone periculoase pentru copii. Și atunci, aici e, se face cu o repetare. Ne uităm la timp, să nu plouă ca să spele soluția. Adică vremea să-ți permită ca să-și facă efectul, mai ales în zonele cu mâl, cum e la Dărmănești, la Șerpăuți, de miroase mâlul ăla groaznic. Și de aia... Dar n-aveau bani și atunci de aia m-am văzut nevoie să fac ceva de aici, din banii de la noi.